Am revenit la jurnal și continuăm cu informații externe. NASA a captat cea mai clară și mai îndepărtată imagine a Universului. Aceasta a fost realizată cu noul telescop spațial James Webb în valoare de peste 10 miliarde de dolari. Imaginea istorică a fost prezentată de președintele Joe Biden, vicepreședintele Kamala Harris și administratorul NASA Bill Nelson. You know, you've heard me say over and over again, America is defined by one single word, possibilities. Possibilities. I want to thank the team at NASA once again showing that that's who we are. That's who we are as a nation of possibilities. And now let's take a look at the very first image from this miraculous telescope. Imaginea este cea mai profundă vedere în infraroșu a Universului de până acum, potrivit unui comunicat al NASA, și a fost creată folosind doar 12,5 ore de observare a unuia din cele patru instrumente ale telescopului. Anunțul făcut de Biden vine chiar înainte ca NASA să prezinte mai multe imagini istorice captate de telescopul spațial. Această poză a fost denumită SMAX-0723. Denumirea marchează o galaxie atât de masivă încât curbează și mărește lumina provenită de la obiectele din spațiu din spatele ei, așa cum este văzută de observator. Combinația dintre capacitățile de observare de mare putere ale telescopului James Webb și efectul lentilei gravitaționale înseamnă că această imagine este cea mai clară văzută vreodată de omenire. Momentul marchează începutul activității James Webb Space Telescope ca observator spațial. Deși observatorul a fost proiectat să funcționeze timp de 5 ani, oficialii NASA au declarat că se așteaptă ca el să poată fi utilizat peste 20 de ani. Venerabilul predecesor al James Webb, telescopul spațial Hubble, a bifat 32 de ani de activitate pentru că astronauții au reușit să modernizeze acel instrument în 2009.